Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială au fost desființate. În locul acestora se înființează prin comasare o structură unică denumită Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, în subordinea Ministerului Muncii. În luna decembrie 2014 a fost publicată Monitorul Oficial al României, Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 86 pe 2014, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora la articolul 5 se înființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială. Am ținut să spun câteva lucruri despre această agenție, având în vedere impactul pe care l-a avut în mediul public. Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială aparține Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și are în subordine Direcții Județene de Muncă și Securitate Socială, înființate în baza aceluiași act normativ. Atribuțiile agenției vizează următoarele domenii de activitate: relații de muncă, securitate, sănătate, muncă, supravegherea pieței, inspecția socială și beneficii sociale. Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială are atribuții în următoarele domenii de activitate: securitate și sănătate în muncă, relații de muncă, supravegherea pieței muncii, securitate socială, beneficii sociale. Scopul acestei reorganizări îl constituie eficientizarea activităților de control în domeniul relațiilor de muncă, al sănătății și securității în muncă. Astfel, controlele vor fi ceva mai riguroase asupra beneficiarilor de asistență socială și totodată se vor reduce fraudele.